Bună seara, prieteni, bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a urmări emisiunea Min Milco, coproducție agenției Infogroup și a postului de televiziune AgroTV. Sunt directorul editorial al agenției Ilie Stoian și realizatorul acestei emisiuni. Avem un invitat de cel mai mare prestigiu, prieten al emisiunii noastre, a mai fost și a fost cu rost, este și este cu un foarte bun rost. Înainte de a vi-l prezenta, deși mulți dintre dumneavoastră și cine este, fiind vorba și de aici, de promourile pe care le-am făcut, haideți să o rugăm pe colega mea, pe colega noastră, Veronica Usachi Andrei, să vă prezinte chiar în această secundă, numai decât, imediat, acum, știrile Meat Milk. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Veronica Ursachi Andrei și mă bucur să vă salut de la pupitrul știrilor Meat Milk. Iată care sunt noutățile pe care vi le-am pregătit pentru această ediție. În zilele de 24 și 25 mai la Hotel Alpin din Poiana Brașov va avea loc cea de-a 10-a ediție a Expo Conferinței Internaționale Meat Milk. O ediție festivă care se va bucura de parteneriate încheiate cu unele dintre cele mai prestigioase companii din România și de prezența la lucrări a unora dintre cei mai prestigioși speakeri. Până în prezent au dobândit calitatea de partener următoarele companii, după cum urmează: Kaufland România, partener Platinum; Testo România, partener Gold; Agricola Bacău, partener Silver; Ecoactiv, partener Silver; IFS Management GmbH, partener Silver; Angst, partener Aqua DP, partener Biotrend Plus, partener Photometric Instruments, partener Mirda Tod, partener. Alături de invitația de participare adresată domnului Nechita Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, au confirmat prezența ca speakeri următoarele personalități: Valeriu Tabără, Daniel Constantin, Petre Daia, cu toții foști miniștri ai agriculturii; domnul Achim Irimescu, ex-ministru al Agriculturii, va transmite un mesaj video. Din partea autorităților au confirmat George Aurelian Cățean, secretar de stat MEADR, Adrian Chesnoiu, președinte Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților, George Scarlat, președinte Comisia pentru Agricultură a Senatului, Robert Viorel Chioveanu, președinte ANSVSA, Claudiu Dolot, președinte ANPC, Adrian Pinta, director general APIA, Paul Silviu Angel, director general ANPC, Dorin Walter Enache, director general DSVSA Brașov. Din partea asociațiilor profesionale vor fi prezenți domnii Sorin Mina, președinte Rom Alimenta; Ioan Ladoși, președinte APCPR; Adrian Balaban, medic veterinar; Claudiu Frânc, președinte FCBR; Ștefan Pădure, președinte APAR; George Bădescu, director executiv AMRCR. Evenimentul va fi organizat în conformitate cu recomandările Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Informații suplimentare pe site-ul meat-milk.ro/conferință. Înscrieri la office@infogroup.ro și la telefon 021-223-2521. Zelis Monitor și Facebook Monitor, platforme de monitorizare și analiză ale companiei Triors, au dat publicității topul vizibilității în online a mărcilor de lactate și carne pentru luna martie 2021. Potrivit datelor analizate din piața de lactate, pentru categoria Expressi, clasamentul primelor 5 locuri este următorul: Olympus, Danonino, Actimel, Napolac și Müller. În categoria Top Players, primele locuri sunt ocupate de Nucet Bunătăți Mănăstirești, Olympus Food România, Lumea Fulga și Covalact de Țară. În privința mărcilor de carne și mezeluri, topul categoriei Expressi plasează pe primele 5 locuri: Cocorico, Cristim, Scandia, Cosarom și Ana și Cornel. Pentru ca primele locuri din categoria Top Players să fie ocupate de Matache Măciolaru, Cristim, Pate Bucegi, Scandia Sibiu și Cosarom. Clasamentele complete le puteți consulta pe icats.ro. Ultima analiză efectuată de European Milk Board relevă că pentru a 7-a oară, începând cu 17 noiembrie 2020, indicele global al comerțului cu lactate a crescut cu un semnificativ 3%, anterior plus 1,8%. Potrivit centralizatorului european al laptelui, prețul mediu pentru laptele european a crescut și el în mod provizoriu cu 6,21%, ajungând la 36,44 de eurocenți pe kilogram, dar rămânând la minus 5,05 față de decembrie 2020. Prețul mediu al untului din Uniunea Europeană este de 355 de euro la 100 de kilograme, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă de 3,8% în ultimele 4 săptămâni.
La rândul lor, prețurile Uniunii Europene pentru laptele praf degresat sunt în prezent de 236 de euro la 100 de kilograme, ceea ce implică o creștere de 4,4% într-o comparație de 4 săptămâni. Ultimele 3 luni au fost marcate de o tendință ascendentă, prețul mediu al laptelui european fiind la cel mai înalt nivel de la mijlocul lunii martie 2020. În schimb, pentru carnea de porc avem o situație total diferită. Anul 2021 a început cu câteva surprize pe piața mondială. În Statele Unite și Europa, prețurile au crescut mult mai repede decât se aștepta, dar au scăzut destul de repede în China, relevă Pig Progress în ultima sa analiză. Recuperarea cotațiilor a început în Statele Unite la sfârșitul lunii ianuarie și apoi s-a extins în Europa la începutul lunii martie. Contracția efectivelor și a numărului de porci din aceste două regiuni a fost semnificativă. În China, surpriza este că prognozele oficiale privind creșterea producției de porc par să fi fost corecte. În Europa, bursele au început în 2021 fără semne de recuperare. Doi factori au determinat prețurile și marjele scăzute: pesta porcină africană din Germania și interzicerea ulterioară a importurilor germane către China, Japonia și Coreea de Sud. O altă cauză a prețurilor mici în Uniunea Europeană a fost închiderea unor capacități de producție din cauza COVID-19. Specialiștii opiniază că, pentru piața europeană, chiar dacă vorbim despre o oarecare revenire, prețurile pentru carnea de porc vor fi mult diminuate și în continuare. Dragi prieteni, acestea au fost știrile Meat Milk. Vă las în compania colegului meu Ilie Stoian pentru o nouă ediție a emisiunii noastre. O seară frumoasă vă doresc și să ne revedem sănătoși și săptămâna viitoare! Îți mulțumim, Veronica, pentru știrile pe care le-ai pregătit. Rețineți, prieteni, toate informațiile din grupajul de știri, în special cele referitoare la organizarea celei de-a 10-a ediție a conferinței internaționale Meat Milk în 24 și 25 mai în acest an. Începem dialogul nostru. Am marea plăcere să vi-l prezint în această seară pe domnul Ștefan Pădure, președinte al Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc. Bine ați revenit în emisiunea noastră, domnule Ștefan Pădure. Mulțumesc pentru invitație, salut și eu distinși telespectatori. Da, merită, pentru că într-adevăr sunt distinși și noi și dumneavoastră pentru ei lucrăm în definitiv. Ce a mai făcut aparul în ultima perioadă dumneavoastră pe linie profesională? Care au fost ultimele acțiuni? Din păcate, ultimul an, ca pentru toată lumea, a fost un an atipic și programele noastre de promovare au fost întrerupte din cauza pandemiei, a restricțiilor impuse de aceasta, dar și din cauza unor decidenți publici care nu și-au respectat promisiunile din programul de guvernare. Și aici mă refer în mod special la Ministerul Economiei, care, deși în programul de guvernare aveam prevăzute acțiunile de promovare pentru anul acesta, a închis ambele programe, și programul de promovare a exportului cu pavilioane naționale și programul de internaționalizare. Și cum de obicei dumneavoastră erați prietenii și veneați la toate manifestările, vă anunț cu dezamăgire că după 14 ani România nu va participa la ANUGA în anul acesta. Am început cu stângul, am început cu neparticiparea la Gulf-ul Dubai, în contextul în care toate țările europene finanțează și cresc bugetele și fac branduri naționale pentru promovare, pentru a profita de conjunctura creată de pandemie și pentru a acoperi piețele și a câștiga noi piețe. Din păcate, noi pe un deficit, pe cel mai mare deficit de balanță comercială, undeva la 3,1 miliarde de euro, pentru că chiar dacă este prezentat la 2 miliarde, știm cu toții că diferența este asigurată de exporturi de cereale, care înseamnă un export de materie primă și de subvenție în principiu. Deficitul este dat totuși de importul de pe Uniunea Europeană, unde vorbim de produse cu valoare adăugată. Mai mult, am pierdut mult dintr-o piață unde exportam valoare adăugată prin Brexit. Dacă ați pomenit de exportul de materii prime, și merită să fac precizarea asta, vă argumentez, România chiar a reușit contraperformanța, aș spune, să ia fața Franței și Ucrainei la export. Acum recent, acum vreo 3 săptămâni, la exportul de cereale, nu datorită calității, ci datorită prețurilor foarte mici la care au vândut. Au preferat să vândă
chiar aș spune la preze dumping, și iar All About Feed, o publicație de specialitate, ne acuza pe fermierii români exportatori de dumping. Din păcate, eu n-am spus niciodată că este rău exportul de cereale sau nu, dar că este reproducția mare. Dar aceasta producția, nu chiar așa. Exportul trebuie să fie corelat, practic, sau producția trebuie să fie corelată cu ceea ce folosim în țară, pentru că așa se dă în modelul european subvenția și automatul trebuie să o integrezi pe lanțul valoric. Și o să discutăm, cred, în a doua parte a emisiunii despre acest subiect, cu integrarea și până cu lanțul valoric. Până la urmă sunt afaceri private, oamenii sigur, trebuie să trăiască, dacă sigur, vor să vândă, vând. Sigur, dar eu am văzut acest lucru, producția mare și topurile pe care le ocupă România în această producție, într-o zonă de potențial major pe care îl avem de a crește pe lanțul valoric. Păi, domnule Pădure, asta de fapt e o problemă de sistem. Sigur, de lipsă de obiective asumate la nivel național, dar m-aș întoarce un pic, v-am spus partea... Că vorbeam de... ca să vă dau apă la moară, să vă ridic la plasă. Știți bine că sunt țări afară care au programe naționale de corelare a interesului național cu cel privat de promovare a produselor agroalimentare. Dau în primul rând exemplu Franței. Dumneavoastră ați venit în pregătirea acestui dialog cu exemplu Poloniei, așa, și alte exemple. Da, eu am o întrebare aici. Interesul național, de cine este dat? Nu de interesul actorilor din piață, de interesul celor care activează pe piață? Da, deci, că practic, da. Nu există un interes național fără a consulta acești actori și fără a-i pune în discuții. Din păcate, nouă ne lipsește această artă, este o artă a discuției și a negocierii pentru a ajunge la un compromis prin consens. Așa funcționează Europa. Din păcate, nouă acest lucru ne lipsește și vedem, de fapt, ceea ce se întâmplă, vedem foarte multe ieșiri în stradă, dar care nu rezolvă problema, din păcate, pentru că se puteau găsi soluții și există soluții la toate problemele, dar trebuie să stăm la dialog. Oamenii așteaptă să și să facem ce s-a hotărât. Da, sigur, sigur. Acum aș întoarce un pic, am vorbit de partea tristă a lucrurilor, de lipsa prezenței noastre la târgurile internaționale. Ne-am focusat, pentru că domeniul Asociației pentru Promovarea Alimentului Românesc se împarte în două. Unul este pe zona de promovare și promovare externă în special și celălalt este pe zona calității produselor. Ne-am focusat un pic pe această zonă, care n-a fost acoperită în ultima vreme, și am venit cu modele noi, cu propuneri noi către autorități care sunt în diverse stadii de execuție, iar pe partea de legislativă, de dialog cu decidentul public, au fost foarte multe întâlniri pe diverse teme. Unele, să spunem, de nerespectare a promisiunilor, așa cum a spus, plata cotizației la Copacogeca, de care ne bucuram toți și deja am gustat din această masă europeană, am stat la această masă și foarte mulți experți de la noi au participat și și-au deschis mintea și au văzut că există un alt mod și că partenerii de acolo nu sunt nici mai frumoși, nici mai deștepți decât ei, profitând oarecum de restricțiile impuse de pandemie și având un sistem electronic de discuție, atunci a fost mult mai ușor să intre mai mulți experți de la noi, au aflat și au pus punctele de vedere și au început să aibă curajul, lucru care ne dă perspective că în continuare, dacă vom mai fi membri, pentru că se pune în discuție scoaterea noastră din Copacogeca pentru neonorarea promisiunii de plata cotizației, promisiune care este la fel în programul de guvernare la pagina 115 și este da, și bugetată. Da, făcuse și ministerul un titlu de mândrie. Este și bugetată, în schimb există funcționarii minister care vin la minister pentru a avea confort, nu pentru a executa sarcinile sau legile. Și atunci, urmând modelul din 2015, încearcă aceleași metode de a închide. Știți cum este, noi acolo mergem benevol, ne plătim singuri, consumăm resurse interne ale organizației. Doar cotizația este cea care este plătită de statul român, așa cum se întâmplă în majoritatea statelor europene, într-o proporție mai mică sau mai mare. Noi punem toate aceste resurse pentru România. Din păcate, vedem că ministerul care ar trebui să folosească această instituție de reprezentare a intereselor legitime ale fermierilor, să ne folosească și să avem un schimb pe politici, să vedem, dar este o opacitate totală. Și revin la ce am întrebat mai devreme. Oare ministerul ce ar trebui să facă? Nu ar trebui să promoveze în consiliile de miniștri, în Agrifish sau către Parlamentul European sau către Comisia Europeană, pozițiile stakeholderilor din statul respectiv, cum se întâmplă în alte state? Această opacitate, de fapt, ne arată că nu se dorește o colaborare și poate că prezența noastră acolo reprezintă un mijloc de control
al celor din minister care nu-și fac treaba și poate fac poate alte lucruri, neavând acces la aceste informații care ar trebui să fie publice sau măcar pentru un anumit segment să fie discutate și mers mai departe. În schimb, aș vrea să apreciez deschiderea pe care a început să o aibă Parlamentul României. O deschidere pe care o regăsim, am regăsit-o la domnul Alexandru Stănescu și nu s-a luat nicio decizie fără a avea discuții cu părțile implicate și a pune toate interesele și a vedea ce este legitim pentru România și ce este în interesul național. O discuție pe care o vedem continuată atât la domnul Chesnoiu, noul președinte de la Cameră, cât și la domnul George Scarlat. Mi se pare sănătoasă această decizie, mi se pare că avem o normalitate în care politica agricolă nu mai este sub spectru politic. Chiar dacă există părți care vor, care probabil că nu înțeleg ce se întâmplă sau nu înțeleg actele normative, văd un efort de a ajunge la un consens, lucru care ne duce în Europa și mă bucur pentru acest lucru. La asta trebuie să adăugăm încă un lucru, la nivel de președinți al celor două comisii, Senat și Cameră, chiar din partea dânșilor, dar și de la terți, să spunem așa, am constatat o bună conlucrare în interesul... Și o deschidere dialog. Lucru care s-a întâmplat, am stat, cred că, 8 ore la Senat, într-o comisie reunită, în care am fost invitați și am discutat, a fost a treia rundă de discuții pe implementarea directivei 633 pe 2019 privind practicile comerciale neloiale. Și am fost, fără discuție, nu numai ascultați, ci punctele de vedere contează și le regăsim pe parcursul actului și cred că va ieși un act normativ cu adevărat de ajutor pentru România și care va reglementa într-un spirit european aceste relații. Din păcate, de multe ori apar și încercări de a introduce elemente naționaliste, dar într-un act care vizează penalizarea practicilor comerciale neloiale, nu prea și-au loc măsurile de promovare. Aici trebuie să intervenim cu alte legi și alte instrumente, dar cu niște obiective de țară, pe care să ni le asumăm la fel cum și Comisia și Parlament, și Comisia din Cameră și din Senat, chiar dacă au culori diferite politice, și le-au asumat și încearcă să meargă mai departe. În pregătirea acestui act și acestei reglementări a venit destul de curând și Consiliul Concurenței, care a spus asta apropo și de dumneavoastră ca asociație profesională, că asociațiile profesionale nu trebuie să promoveze practici care să conducă la crearea de monopol. În lucrul ăsta, în această formulare, intrând chiar și AMRCR-ul, pentru că acolo e bătaia. Aici este o înțelegere puțin greșită. Deși la nivel de Eurocommerce, la nivel european, retailerii se plângeau de diminuarea puterii de negociere în raport cu furnizorii. Da, acum cred că eu am încercat de mai multe ori să spun acest lucru și până la urmă, sau cred că majoritatea știau, dar cumva se trecea în această latură către comerciant. Directiva reglementează pe întreg lanțul. Da. Adică retail-ul este ultimul care are contact cu procesatorul și doar în cazul fructelor și legumelor cu fermierul. În rest, fermierul are legătură și producătorul are legătură cu procesatorul. Da? Și reglementarea aceasta este pe lanț și atunci când cumperi cereale, da, ca brutărie sau ca fabrică de făină, și atunci când cumperi, să spun, carne de porc pentru procesare. Se aplică aceleași reguli. Deci trebuie să nu judecăm cu două unități de măsură, ci ar trebui să vedem acest lucru pe lanț ca o fluidizare și o penalizare a acelor lucruri care s-au întâmplat. Dar eu cred că s-a înțeles și lucrurile acestea vor funcționa și vor merge mai departe. Ok. Aici sunt semne bune. Dar cumva există un echilibru universal care se păstrează. Eu aș prefera totuși să încercăm să găsim și echilibru în zona promovării, pentru că zero e greu să-l echilibrezi cu ceva. Da, eu am adus în discuția mea AMRCR-ul, am adus retail-ul, tocmai pentru a ilustra faptul că reglementarea se referă la întregul lanț. Dar domnul se refere, dacă vorbim de întregul lanț, și la furnizorii de inputuri, pentru că și ei fac parte din lanț. Iar aici leg lucrul ăsta de una din ideile dumneavoastră, scheme de calitate și promovarea alimentului românesc, nu din România, ceea ce înseamnă că și materia primă trebuie să provină de aici.
Această schemă cumva a plecat, am avut o discuție cu colegii din Coaliția pentru Dezvoltarea României, era un proiect, noi fiind oarecum specialiști pe zona de scheme de calitate și am studiat, inclusiv eu personal și știți foarte bine, am finalizat un doctorat care, iar teza de doctorat s-a numit Scheme de Calitate Naționale în Context European, tocmai pentru a găsi aceste metode și instrumente pe care le au statele membre pentru a pune în valoare produsele naționale. Pentru că știți foarte bine, există destule restricții prin care tu nu poți să vii cu politici naționale de susținere a producătorilor naționali. Da. Dar cadrul legislativ este destul de permisiv și în politica Cioloș a fost introduse foarte multe elemente prin care se poate face acest lucru. Din păcate, decidenții noștri publici nu au fost foarte interesați de introducerea instrumentelor. Și chiar noi am identificat la un moment dat că produsul, nicio schemă națională nu era funcțională pentru că n-a fost notificată la Bruxelles. Încet, încet și ministerul a descoperit aceste lucruri. Chiar o afirmație din luna mai anul trecut a domnului Oros era că schemele de calitate reprezintă singurul instrument fiabil prin care să nu intri în infringement, să susții producătorii români. Acum, într-o discuție cu Consiliul Concurenței, care a demarat o investigație, să spunem, pe cum produsele din alte state membre, în special Polonia, sunt mai ieftine pe piața noastră, am pus la dispoziție mecanismele. Mecanismele nu le-am găsit noi, ci ne-au fost chiar prezentate într-un raport sinteză FAO din anul 2019, unde au fost luate 7 țări ca model cum fac ei promovarea, marketingul produselor agroalimentare. Și unul dintre modele este modelul Poloniei. Ce să vezi, ne pun pe masă și atunci l-am pus și noi pe masa decidentului public cu explicații cum se face, pentru a nu ne mai minuna de fiecare dată că Polonia este tigrul Europei și noi nu putem să facem acest lucru. Inclusiv Consiliul Concurenței mi-a explicat că nu există bariere non-tarifare de a introduce produsele românești pe alte piețe. Există dacă o țară în spațiu unic european aplică măsuri de susținere, pentru că dacă prețul, să spunem, la pui este similar al nostru cu Polonia, și am luat puiul pentru că este o industrie foarte performantă fiind integrată pe lanț. Dacă o țară intervine de la același preț de cost până la vânzare, acolo unde ai între 30 și 50% și îți diminuează acele costuri aferente, practic polonezii sunt mai ieftini pe piața noastră decât pot fi românii până la vânzare. Dar nu numai Polonia practică acest lucru, ci România este singura care nu practică aceste mecanisme și vedem blocaje și la nivelul Ministerului Agriculturii pe schemele de calitate pe care le-am propus. Acum avem deja 3 scheme care au fost notificate și au parcurs procedura, dar din păcate, nu înțeleg, este o luptă internă acolo în minister, de care de fapt care ne pune într-o situație de a pierde, nu startul, de a pierde finish-ul acțiunilor. Va mai ieși o schemă care se cheamă rețetă consacrată, este pe circuit și probabil în scurt timp o să o vedem, schema rețetă consacrată corectă după modelul european, nu cum a fost făcută inițial. Și avem calitate premium care poate n-a fost cel mai fericit definită la momentul respectiv, pentru că ea, într-o schemă, trebuie să spui ceea ce nu faci. Acea schemă spune că producătorii care nu folosesc aditive alimentari poate să-și pună o etichetă, pentru că așa dorește consumatorul și asta se vede prin studiile europene, chiar ultimul Eurobarometru 505 despre dorințele, tendințele consumatorului, îi spune că undeva la 34% doresc acest lucru. Acest fapt se face printr-o certificare și tu, eu i-aș fi spus sincer schemei, fără aditivi sau etichetă curată. Tocmai pentru a avea un sistem în care un terț vine și verifică că ceea ce spui tu este adevărat. Că ăsta este principiul schemelor de calitate. Se transferă încrederea printr-un verificator. Și așa funcționează toată Europa. Deci sper ca și această calitate premium care a funcționat, sper ca rețeta consacrată, mai este o schemă care bazată pe principiile bunăstării la porc. Sper să vină și o schemă bazată pe principiile bunăstării la pui. Avem foarte multe scheme. Și la scheme. Lapte se încearcă promovare. Da. O schemă la de calitate, din zona montană. Sigur, montană, ați spus. Deja are alte valori. Deci, cumva, produsele certificate pe o schemă de calitate trebuie să fie superioare în categorie celorlalte produse. Zona montană oferă niște parametri superiori celorlalte produse, dar toate acestea trebuie să fie bazate pe un studiu sau pe date reale, tocmai pentru a putea să le promovezi. Europa spune, nu promovăm produsele de serie, este piață liberă, dar când vii cu scheme naționale, dar în Franța, în Italia, niciun produs autohton nu este ocolit de o schemă de calitate. De ce?
pentru că au văzut că acesta este mijlocul de finanțare. Și atunci foarte liniștiți și vedem peste tot buline, etichete, sunt produse în aeroport pe care le vedeam câte 4-5 însemne, că sunt din regiunea nu știu care, că sunt din montan, că sunt din X, Y sau mai european. Dacă vorbim de camembert, de parmigiano, de cârnaț fel din Germania. Și nu vorbesc de schemele europene, vorbesc de schemele naționale. Austria are Amasil, este un sigiliu de calitate, pe care l-au introdus înainte de a adera la Uniunea Europeană, când și-au pus problema, dom'le, noi ce facem? Că o să vină francezii, spaniolii, la cărora Dumnezeu Dar știți care e denumirea oficială a Ministerului Agriculturii din Austria? Nu. Ministerul Agriculturii și Bunăstării. Bravo. Nu? Bravo. Și nu ne se referă la bunăstarea animală. Da. Deci se referă Austria la bunăstarea austriecilor. Austria a venit cu această schemă în momentul în care spuneau că vor veni alte state membre de care Dumnezeu a fost mai darnic cu condițiile naturale de producție. Și ce facem? Și atunci au introdus acest sigiliu de calitate printr-un parteneriat public-privat între APIA lor și s-a creat AMA Market. Și au niște fonduri de susținere, iar acum dacă tu vrei să cumperi un ou de acolo, consumatorul spune dacă nu este certificat în proporție de 70%, era acest studiu, nu-l cumpără. Și se duc către carne, ouă, lapte. Văzut de mine și terminăm prima parte a emisiunii cu această imagine în supermarket, nu hipermarket, în Salzburg, în afară de produsele, eu știu, giganților pe care le găsești din Tokyo și până în Filipine, de exemplu, sau nu, din Tokyo și până în Panama, așa, toate celelalte produse și am stat de vorbă, m-am legitimat, am spus că sunt jurnalist român, am stat de vorbă cu șeful magazinului și mi-a spus că toate produsele alimentare de acolo, carne, lapte, așa, veneau de la cel mult 60 de kilometri de Salzburg. Da? Iată. Da. Bun. Prieteni, rămâneți în fața micilor ecrane, colegi, repede publicitate, la fel de interesantă, ba chiar mai interesantă, cu informații foarte importante pentru producătorii de carne, lapte și lactate și preparate din carne, produse din carne, imediat după minutele de publicitate, repede revenim.